Ok, salutare, eu sunt Crypanther și bine ați venit la un nou episod de Evolution Craft. După cum ați văzut în videoclipul anterior, v-am lăsat o sugestie unde să mă mut, dar ăla încă nu-i postat nici acum, deoarece am uitat eu, deci mai este destul timp până mă mut eu. Ce vreau în schimb să vă arăt este resursele pregătite pentru noua bază, care nu o să mai fie aici în zona asta, și anume avem așa... Aici avem o groază de stone brick-uri, avem stone slab-uri, deci bază, deci vreau să zic că stone slab-urile o să fie bază. Deci, nu știu cât, cam câte stack-uri ar veni aici. Trebuie să calculez, că dar na. Hai, doamne, nu le calculez, dă-le în fraz. După aici avem al doilea tip de material, avem lemn, din ăsta negru pentru că să-mi place, avem după aia încă o groadă de stone slab-uri, avem după asta quartz, avem după asta nether brick, vă dați seama că acum, pentru prima dată am intrat și eu un nether pe serverul ăsta, deci, wow. Și fix la spawn era, în apropierea spawn-ului era ăsta, nether fortress-ul, bineînțeles, dita mai legendarul tot explorat. E, și n-am prins nimic nici toate chesturile lui. Acum ce vreau să zic, mă chinui să-mi fac cu câteva enșanturi, deci puține treabă pe enșanturi. Avem așa, avem un arc infinity 1, power 3, flame 1, punch 2, deci arcul ăsta este puternic la naibii. În schimb ce vreau să fac, să se redenumesc pentru un nou enșant, cred că e bug și spin, să aibă la sege spin, deci vreau să-l fac puternic de tot. După asta avem un pickaxe, asta e pickaxe-ul de lucru. După asta avem toporul, fortune 2, eficiență 4, deci este un topor destul de bun. Aici în chestul minunețiile avem aici toate minereurile, avem după asta avem aici o sabie cu sharpness 3, fire aspect 2, deci sabia asta este bună. Noi am în primul rând cu mine, deoarece după cum vedeți voi este uzată și vreau să repar. După avem pickaxe-ul fericirii, numit eficiența 3, Steel Touch 1. Vreau să zic că ăla cu Fortune mi-am pierdut din cauza serverului, dar trebuie să-i cer un moment dat și lui Leo să-mi dea înapoi. Și după asta avem, deci asta zic că este cea mai tare lopată posibilă, Diamond Shovel, Unbreaking 3, Fortune 3, de asta trebuie musei reparat. Bun. Ce vreau inițial să fac eu este să... Ori să găsești niște Enderman, o să cer la tine ajutorul de pe server, să-l plătesc, bineînțeles, în diamante, că așa se face. În ce scop? Am nevoie de două Ender Chest-uri pentru mutare, deoarece eu nu mă duc să mut tot inventorul așa. Nu. Eu pun în Ender Chest, pun unul aici, pun unul acolo, tot așa. Floră rău, okay. Momentan, în episodul ăsta vreau să zic că nu o să fac cine știe ce chestii, deci o să fac foarte puține chestii. Aici este alt chest-uri, deci eu m-am prășteat peste tot pe unde am putut. Acum vreau să merg la un spawner. Vreau să fac niște chestii interesante, sper că nu mi-au luat ceva important cu mine. Arcul ăsta este prea bun, mă. M-am și în chest-ul alte arcuri și șantatea iurea de la schelet picate, dar mai mă gândesc legătură cu ăla cum fac. Ok, ce-mi trebuie mie în momentul ăsta, de atât mai trebuie încă 8 obsidian. Pentru că am nevoie de 16 obsidian, unul la mână și de 2 enderpearl-uri pentru ender chest. Dacă nu am asta, e cam urât. De acum încolo vreau să zic că voi rămâne pe Fateful 32. Nu mai schimb absolut niciun suspect, deci nu o să mai mă vedeți pe alu Huahi, chiar dacă îmi place foarte mult. Prefer să văd Minecraft-ul normal. Bineînțeles, Fateful-ul îmi place la aspect, ai de... plăcut la vedere cum monetățește calitatea jocului. Da, face ceva, mă. Carbon. N-avem nevoie. În Nether am reușit să mor și un guest. Mi-a plecat o lacrimă din aia. Mai erau încă doi. Unul murit, nu mai dat nimic. Alălalt a fugit. Alălalt mi-a dat două din alea peste căpățână. Bun. Aici care e problema? Capcană urâtă. Aici care este problema? Sub prostia asta de obsidian este lavă și mor. Deci la capitolul ciudă mor pentru prostia asta. Deci se pare că cineva îmi lasă mie capcane. Nu, deci clar nu pot să minez obsidianul din zona asta. Și m-am și încercat să-l minez, nu mă lasă. Pentru că din cauza lavei aici, lava asta este ceva gen capitolul puțițienii.
Și trebuie să caut altă lavă. De unde era un lac? Aici. Dar știți și voi, Minecraft, nici nu vă mirați cum se găsește lava asta împuțită. Ok. Ce fac aici? S-ar putea să curăț pe acolo și aici fac așa. Bun. Aici rămâne așa de vedere. Bun. Tunelele astea, știți voi, sunt făcute de mine, nu-s de altcineva. Sunt două tunele, unul lângă altul, parcă. Aici au murit eu atunci. Deci, aici a venit Leo și m-a scăpat din prosecă de mâna mea. Și dacă mă uit eu bine, vă zic că mai este. Nu pot să minez obsidian. Nu pot să minez obsidian. Deci chestia asta este absurdă. Irelevantă, enervantă, cum ziceți voi, este absurdă pentru mine. Și știu un moment dat că nu vedeți nimic, deoarece... Da mă, obsidianul, vrei tu să fii de lavă, că m-am săturat de tine. What? Stai mă, că am nisip. Așa. Și bineînțeles, sub obsidianul ăsta stă din nou lavă, deci... Nu fac nimica. Țin în momentul ăsta dat apăsat X-ul la mine, X-ul egal ca Shift-ul. Pentru că îmi place să țin. Eu nu mai fac o dată prostia aia. Ah. Așa. Parcă sunt multe straturi aici. Am uitat o regulă că sand-ul nu stă în aer. Nu știu ce Dumnezeu mă... amice, hai să încerc arcul ăsta înșantat, că nu l-am omorât pe nimic cu el. Da, până la urmă mi-a dat și el foc mie, deci... Tristă poveste, nu? Scuzați că nu am comentariu acum, deci... Nu cam vreau ce să vorbesc. Aștept să se mineze porcăria asta. Mamă, deci nu mai vreau lavă cu... Deci voi îmi faceți mie coșmaruri. Deci voi mie îmi faceți coșmaruri. Mai bine plec din zona asta, că e blestemată. Deci dacă ăla mă împingea în lavă, făceam rage. Super, un schelet, unde ești? Că vreau să ne duelăm cu un arc. Sabia asta, în schimb, ar vrea să o șantez așa, aiurea, să văd dacă îmi dă ceva interesant. A, am, ăsta, am Fire Aspect și Sharpest 3, cred că mai mânăresc Sharpest-ul ăla acum. Nu, aici deja ai oprit. Fuck my life. Deci, cât Dumnezeu mai întrebă, păi, 5 obsidian. Nu pot să minez obsidian, minez foarte greu din cauza lavei. Și chestia asta este enervantă. Și că nici voi nu vă convine, dar eu chiar nu am ce să fac. Decât să mă pun să fac un sistem împuțit de restul. Opa! Nu mai e lava acolo. Acolo e un bloc. Da, Doamne, să nu fi. Bă, nu, aici e ceva urât. Nu, mi-a fost frică că acolo, dacă mine am obținut unul, vine la lavă. Mai culiță. Așa. Cred că o să pun partea asta pe speed, că e ca dracu de nervantă. Da, merge pe speed aici. Hai de băiatule, hai! Șapte.
Ok, băieți, am revenit. Am pus un speed-up, sper să fie speed-up, dacă nu a fost o pauză cumva. Nu știu, asta rămâne de văzut, cum vedeți voi. Deci, misiunea să minez obsidianul este o treabă destul de grea. Sper să nu mai fac chestia asta cât o-i trăi. Minarea obsidianului, că este dracu de grea din cauza lăvei. Așa, avem 16 obsidian, mai trebuie 2 enderpearl-uri ca să putem asta... Mina, ca să ne putem face Ender Chest și după aia putem începe procesul de mutare. Uitați, și mai avem un stone brick. Deci bun, băieți, ce pot să zic? Cam atât a fost episodul ăsta. Nu vă aștepta să fie episoade chiar atât de lungi. Adică să nu mă aștepta să fac progrese atât de mari la capitolul episoade. Și stați, vă sun eu pe cineva aici în zonă? Nu, se aude un sunet prost la mine, nu știu ce Dumnezeu se aude. Deci cam atât. Deci, eu sunt Creepy Hunter, până pe data viitoare, baftă lume! Pa, pa!